Cred că mi-am ieșit un pic din mână cu filmatul, pentru că am luat așa cumva o pauză, să zic, de la filmat și mă tot chinui să fac un intro pentru acest videoclip și nu-mi iese și mă tot bâlbâi. Ideea este că avem încă un haul, spun încă un haul pentru că am tot avut în ultima perioadă, dar am fost la cumpărături, vreau să vă arăt ce mi-am mai luat. Nu este un videoclip în care să vă arăt doar produse de beauty, make-up, skincare, vă arăt și produse alimentare, dar foarte puține, că nu pot să le țin prea mult aici, că e foarte cald în camera unde filmez. Am și ceva accesorii și pentru mine și pentru Mihai și despre asta discutăm astăzi, un haul, pentru că știu că vă plac videoclipurile de genul acesta și mie îmi plac, mă inspiră foarte mult clipurile în care văd fiecare ce și-a mai cumpărat. Și haide să trecem la produse, încep cu cele alimentare. Am fost chiar în seara aceasta la Lidl și mi-am luat câteva chestii, nu foarte multe. Pe lângă pâine am luat laptele de cafea de la Pilos, care îmi place foarte mult. Este delicios în cafea, vi l-am arătat pentru că de obicei vă arăt pe Instagram ce cumpăr de la Lidl. L-am văzut aici pe YouTube la Diana și de când l-am văzut la ea am devenit și eu dependentă de el. Am luat halva pentru că la Lidl au halva foarte, foarte bună din Susan și am luat cu migdale și una simplă, de fapt simplă, este cu vanilie. O prefer pe cea cu cacao, dar nu aveau, așa că am luat cu vanilie și cu migdale. Ne place la amândoi, cea cu floarea soarelui, lui Mihai nu-i place, îmi place doar mie. Asta ne place la amândoi și am luat acolo ca să fie, dacă avem poftă de un dulce. Asta funcționează, o să le duc de aici pentru că este foarte cald, deși ele nu stau de obicei la frigider, dar o să le duc în bucătărie pentru că este ceva mai răcoare. Zilele acestea am fost prin mai multe magazine pentru că mi-am căutat ceva de încălțat, am găsit, dar nu la Mango, de la Mango mi-am luat niște accesorii, am început deja reducerile de vară la Mango și... Stați că fac gălăgie pentru că nu l-am scos dinainte, în fine, și mi-am luat așa un... nu e portofel ăsta, este un... Da, hai să zic un portofel în care să îți ții cărțile de vizită, un card holder, ceva de genul acesta. Îmi place, este dintr-un material, nu e din piele, deci e imitație de piele, dar este dintr-un material foarte ok, foarte moale, este ușor de folosit și îmi place așa cum arată, mi se pare mai elegant. Mai aveam unul, dar era dintr-un material foarte, foarte bățos și mi-era greu, chiar foarte greu să-mi scot de aici cărțile de vizită, așa că mi-am luat altul. Cel pe care l-aveam tot din Mango era luat de acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, la fel într-o perioadă de reduceri. Ăsta a fost 20 de lei, redus de la 30, n-a fost o reducere substanțială, dar oricum am zis, hai, fie, mi-l cumpăr. Și da, asta mi-am luat și mi-am luat și un porfard, un porfard care mi se pare super, super frumos, pe care îl știu din sezon, ca să zic așa, dar nu mi l-am luat că era la preț întreg 50 de lei. Nu era cine știe ce, că am dat pe el 30. Dar totuși am dat mai puțin pe el, cam așa arată porfardul. Este dintr-un material de ăsta ca de sac, așa, și are pe el scoici, diverse scoici imprimate și scrie și Mango, este cu un fermoar. Na, încăpător, are și un buzunar separat aici, o să vi-l arăt eu mai de-aproape. Și mi se pare încăpător, adică dacă aș pleca undeva și mi-aș băga pe aici produsele de make-up, ar fi suficient, că de obicei când plec, nu plec cu prea multe. Da, cam asta ar fi, o să-l caut, că sunt diverse site-uri unde găsiți produse de la Mango, o să-l caut și dacă îl găsesc, vă las link în descriere. Și pentru toate produsele, de fapt, nu doar pentru Mango. Ok, trec la încălțăminte. Mi-am căutat vreo câteva săptămâni la rând, mi-am căutat sandale și până la urmă am găsit. V-am întrebat, cred că și pe Instagram, să-mi spuneți dacă știți vreun site, vreun magazin. Câteva dintre voi mi-ați lăsat sugestii, am căutat și acolo și am tot căutat, dar până la urmă am găsit la CCC. Chiar am rămas plăcut surprinsă că am găsit, deci eram după o zi în care umblasem printr-o groază de magazine cu încălțăminte. Faza este că, da, sunt foarte multe magazine cu fel și fel de modele, dar nu era ce-mi doream, nu era genul ăla de sanda pe care mi-o doream. Voiam ceva cu talpă de-asta ortopedică, dar nu ceva foarte, foarte înalt. Am sandale înalte, e ok, nu e o problemă, dar îmi doream ceva cu un toc mai mic. Prima dată am găsit ceva la Stradivarius, mi-am cumpărat... Și ulterior le-am returnat pentru că am găsit la CCC și la CCC era o promoție și cred că este în continuare promoția. La a doua pereche cumpărată aveai 50% reducere și na, se aplica reducerea la perechea mai ieftină sau la două produse cumpărate, a treia era gratuită, evident,
produsul gratuit era cel mai ieftin și pentru că a fost această promoție, am zis ok, hai să-mi cumpăr aceeași pereche în mai multe nuanțe, pentru că de ce nu? Și le arăt pe acestea beige, au fost 89-90 de lei. Deci, astea sunt cele beige, focus pe sandale, hai cu focusul. Deci nu e nimic. Nimic e și din comun la ele, sunt niște sandale, așa arată din față. Vin cu la spate cu o baretă și în față e același material, este o piele ecologică, un maro coniac așa, de la Jenny Fairy. Da, sandale de zână, nu chiar. Să știți că sunt foarte comode, astăzi m-am încălțat cu ele și sunt super, super ok. Am umblat prin parc, m-am simțit bine în sandale pentru o primă purtare, deci chiar au fost super în regulă. Să vi le arăt și pe acestea pe roșu, aici nu știu ce au, niște scame, o să le curăț eu. Astea nici măcar nu sunt desfăcute pentru că nu le-am purtat. Deci este aceea sanda, la fel, da, doar că pe roșu, deci sunt identice și am la fel și pe negru, pe acelea, pe negru le-am purtat astăzi. Păi sunt super mulțumită, n-am ce să zic, sunt bine finisate, lucrate, îmi place că talpa asta din funie este dublată de o talpă din cauciuc. Și repede vi le arăt și pe cele pe negru pe care le-am purtat astăzi. Și vă arăt ce și-a luat și Mihai, două perechi de încălțăminte, pentru că v-am zis promoții chestii de-astea. Și-a luat în primul rând pantofii, aceștia nu sunt pantofi, nu se numesc pantofi, se numesc ei altfel, dar în fine o să le zic pantofi. Au detaliile pe un maro coniac, ei sunt de un albastru închis, sunt foarte frumoși, foarte ok, a zis că se simte bine în ei, sunt piele interior-exterior, ceea ce mi se pare foarte, foarte bine. Ah, și la sandalele mele, să știți că pe interior sandalele sunt din același material cum sunt și pe exterior, deci interior-exterior textil, material textil. Nu suport acele sandale care pe interior, na, pe afară sunt din material textil eventual și pe interior au imitația aceea de piele. Nu-mi plac pentru că transpiră foarte mult piciorul și nu e ok și nu mă simt bine în ele, dar astea pentru că sunt din material textil, super tari. Deci da, Mihai și-a luat pantofii aceia și și-a mai luat încă o pereche. Tot un fel de pantofi, dar nu sunt chiar pantofi. Aceștia sunt cu șiret și sunt negri și cu un detaliu aici, cu o cusătură pe roșu și ceva gri la spate. Aici în față pielea pare să fie perforată, dar nu este perforată și cred că aici au ceva, un defect. Așa pare pe cameră, nu știu, o să-i arăt. Nu, e doar pielea un pic, nu știu cum pe aici, nu e defect. În fine, da. Tot din piele, interior-exterior, pe interior au și ceva material textil, dacă se observă, deci nu sunt piele 100% pe interior, dar sunt ok, i-a probat, a zis că se simte bine în ei și pe aceste două perechi a dat 320, unii au fost 219, unii au fost 200, cu reducerea de 50% la a doua pereche, le-a luat cu vreo 300 și un pic, două perechi. Mie mi se pare o afacere destul de ok și vreau să-i las în decor și să nu fac gălăgie. Bun, am terminat cu încălțăminte, accesorii, trecem la beauty make-up. Și încep cu burețelul de la Wet n Wild, pentru care deja am făcut separat un videoclip. V-am zis că mi se pare genial și mi se pare în continuare genial, îmi place foarte mult. Aici este doar cutia goală pentru că am folosit burețelul, e pe aici, pe undeva prin casă. Dar da, vă las link pe ecran către videoclip. În cazul în care nu l-ați văzut, să-l vedeți. Este un burețel foarte, foarte bun. A spune un burețel care înlocuiește perfect beauty blenderul original. Bun, l-am luat din Kendra și când am fost în Kendra, mi-am luat odată cu burețelul și clasica pudră de la Rimmel London Stay Matte. Mi s-a făcut dor, ca să zic așa, de această pudră și mi-am luat-o. Era un pic redusă, de la 31 a fost vreo 24 și 50 de bani pe acolo. A fost la un preț bun, îmi place pudra asta, cred că o știți, toată lumea o știe și am zis hai să-mi iau o pudră compactă nouă pentru că aveam cumva nevoie. Acum vreo două weekenduri am fost și în magazinul Bobbi Brown pentru că Adela Manolache a avut un cod de reducere de 40%. V-am anunțat și eu de codul respectiv pe Instagramul meu și pentru că era o reducere atât de bună, 40%, am zis ok, hai să merg și eu în Bobbi Brown să văd cam ce aș putea să-mi cumpăr, pentru că de foarte multă vreme îmi doream să încerc ceva de la brandul acesta. Și mi-am luat așa, mi-am luat un produs de skincare, mi-am luat o cremă de ochi și o să vă spun și cât erau produsele la preț întreg și cât am dat pe aceste produse cu reducerea de 40%. Deci mi-am luat o cremă de ochi care are 15 ml, am văzut că are recenzii bune și am zis ok, hai o cremă de ochi.
Știți că v-am mai zis eu în videoclipurile mele anterioare că nu mi-am găsit încă acea cremă care să fie super wow. Aceasta cred că este cea mai scumpă sau printre cele mai scumpe produse de skincare sau cel puțin produse pentru zona ochilor pe care le încerc. Să vedem, deocamdată e ok, sunt mulțumită, dar să vedem mai încolo cum o să fie. Știu că mi-ați recomandat voi câteva creme la un videoclip, mi le-am notat, o să le am în vedere și pe acelea, dar deocamdată cam am și vreau să termin. Și mi-am luat și un blush. Aș putea spune că în momentul de față pot să arunc toate blush-urile pe care le am, pentru că ăsta este singurul blush pe care vreau să îl folosesc. Și nu spun asta pentru că este un blush Bobbi Brown și mamă, e super tare și nu știu ce, ci spun asta pentru că îmi place foarte mult textura, îmi place foarte mult nuanța, îmi place foarte mult cum arată, cum se aplică, cum se comportă. Și dacă vă amintiți, dacă mă urmăriți din 1900 toamna, de când am început eu pe YouTube, știți că într-o perioadă v-am zăpăcit cu un blush de la Avon în nuanța Classic Aura. Blush-ul acela pentru mine era senzațional și ăsta îmi aduce foarte, foarte bine aminte de blush-ul acela de la Avon. La acela îmi plăcea foarte mult nuanța, pentru că era un blush cu un finish natural, într-un roz foarte, foarte pal, dar nu spre neon, nu spre rozul acela trandafiriu, un roz așa mai prăfuit și ăsta este fix, fix acolo ca nuanță și da, îmi place foarte mult. De când l-am luat, nu m-am mai dat cu altceva. Promit că o să fac un Get Ready With Me și că o să-l folosesc într-un Get Ready With Me. Acum sunt dată cu el, dar machiajul meu este aproape topit de la căldură. Dar da, îmi place și textura este foarte, foarte bună. Este foarte buttery, așa foarte cremos, deși este un fard pulbere. Da, sunt mulțumită de ceea ce mi-am ales. Am zis să iau chestii de care cumva chiar am nevoie, să nu cumpăr un ruj sau chestii de astea, pentru că am o tonă de rujuri, adică n-aveam nevoie de încă un ruj. Zic, hai să-mi iau un blush, pentru că, într-adevăr, deși am destule blush-uri, nu am un blush care să îmi placă din toate punctele de vedere. Dar uite că ăsta, da, îmi place. Și prețurile. Crema asta de ochi costă 215 lei, blush-ul costă și, apropo, blush-ul este nuanța 18, Desert Pink, că nu v-am zis. Blush-ul costă 150 și pe aceste două produse împreună, cu reducerea de 40% aplicată, am dat 219 lei. Este ca și cum mi-am luat crema și am primit blush-ul cadou, ceva de genul acesta, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok, pentru că prețurile la Bobbi Brown sunt mai mari, chiar foarte mari. Am fost la The Body Shop, pentru că, dacă vă aduceți aminte, anul trecut au scos ei un iaurt de corp, că așa s-ar traduce motamo, un iaurt de corp cu banane care miroase demențial, este wow. Și nu mi l-am luat vara trecută, pentru că am zis, a, am destule, n-are sens, lasă că mi-l iau mai la toamnă. Și mai la toamnă, ce credeți, nu mai era, pentru că a fost în ediție limitată vara trecută. Și cred că foarte multă lume a întrebat de el, pentru că a reapărut iaurtul de corp de la The Body Shop cu banane și mi l-am cumpărat. N-am început încă să-l folosesc pentru că am foarte multe creme, loțiuni deja începute, dar o să-l folosesc la un moment dat. Dar miroase super bine și l-am văzut, l-am luat, zic, nu vreau să te mai ratez de data aceasta. Are o textură foarte, foarte ușoară, foarte apoasă, este un body yogurt, nu este un body butter, cum știți, produsele clasice de la The Body Shop. Și da, vă recomand treaba asta dacă vă place mirosul de banane. Da, miroase foarte bine și este un miros, a spune, autentic de banane, nu mi se pare artificial. Și-a costat, nu știu dacă am zis, cred că n-am zis, 57 de lei. Ok, ce mai am? Am fost în farmacia Tei. Și din farmacia Tei mi-am cumpărat din nou setul acesta cu 3 mini ape termale de la Aven. Știți că îmi place foarte mult apa termală de la Aven și trec prin tuburile astea super repede acum vara și prefer varianta mică pentru că le pun în geantă și este mai ușor așa. Tot din farmacia Tei am luat niște dropsuri, dar vă arăt doar plicul pentru că am vărsat dropsurile. Am un bol așa din sticlă în casă și acolo mai pun fel și fel de bombonele, dropsuri, chestii de astea și le-am pus deja acolo. Sunt niște dropsuri de la Green Sugar, sunt cu cafea, fără zahăr adăugat, spun ei. Să știți că sunt foarte bune, nu se simte foarte, foarte tare aroma de cafea, dar sunt ok, dropsurile îmi plac, sunt gustoase. Dacă am chef de ronțăit ceva, merge un drops. Și tot din farmacia Tei.
Stați că mi-am mai luat ceva, era să uit. Ok, un produs care pare să funcționeze foarte, foarte bine. Așa că o primă impresie, mi se pare că funcționează super bine, dar rămâne de văzut pe parcurs care o să fie situația. Deci mă tot mănâncă fața pentru că sunt și un pic așa transpirată și am răscolit toate produsele și parcă s-a pus și praf pe fața mea și am așa o... Abia aștept să mă demachez. Ok, revenind, un produs care pare să funcționeze. Mi-am luat în sfârșit un ser cu retinol și am fost în farmacia Tei pentru că eram sigură că acolo o să găsești ceva și am încredere în produsele pe care ei le comercializează, pentru că, na, sunt și bine ținute, la o temperatură ok, în fine. Și am luat ceva de la NutriHerbs, retinol și vitamina E. Este un ser care, pentru mine cel puțin, pare să funcționeze destul de bine. Nu pot să vorbesc de cine știe ce rezultate sau chestii de-astea ieșite din comun, pentru că nu-l folosesc de prea multă vreme, n-am nici măcar o săptămână de când mi l-am luat și de când îl aplic pe față, dar ce am observat de la prima utilizare, se absorbe instant. Am mai încercat și alte seruri cu retinol și nu mi-a plăcut așa textura lor. La ăsta îmi place, chiar dacă este mai uleios, pentru că așa sunt serurile cu retinol, că așa e retinolul, mai uleios. Se absorbe instant, nu rămâne la suprafața tenului, nimic gras, nimic unsuros, deci intră imediat în piele. Și îl aplic seara, nu îl aplic ziua, îl aplic doar seara. Dimineața m-am trezit cu un ten mult mai ok, adică nu mai era atât de încărcată zona T, nu mai aveam atât de mult sebum și tot ce am făcut a fost să aplic serul acesta înainte de cremă, deci nimic altceva. Și da, mi se pare că face o treabă bună, dar vedem, mai vedem, pentru că deocamdată nu mă pot pronunța. Dacă folosiți retinol sau dacă intenționați să folosiți retinol, aplicați-vă SPF 50 pe toată fața și reaplicați SPF-ul pentru că pielea devine mai sensibilă și riscați să pățiți alte chestii, să aveți pe față după aceea cine știe ce pete maronii de la soare, așa că aplicați SPF. Scrie, chiar scrie și pe el și dacă vă interesează produsul acesta, nu vă uitați pe instrucțiunile în limba română pentru că nu sunt ok traduse, uitați-vă la ce scrie pe cutie efectiv în limba engleză. Ok, am vorbit mult despre acest ser, haideți să trecem la alte produse și cred că sunt aproape ultimele produse cumpărate. Am trecut prin DM și mi-am luat măștile de la Elmi Plant, pentru că toată lumea vorbește despre ele și am zis ok, hai să mi le cumpăr, să le încerc. Este 10 lei o astfel de mască, am luat-o pe cea cu acid hialuronic și pe cea cu colagen. Din supermarket mi-am luat câteva produse pentru păr, de la Vela un Sea Salt Spray. Este ca un fel de gel sub formă de spray, are oarecare putere de fixare. Este un produs cum zic, cum să, nu pot să spun că îmi place în mod deosebit, mi se pare că mi usucă foarte tare părul, dar în fine, o să-l mai folosesc și revin. În schimb, un produs care îmi place foarte, foarte mult, de la Le Petit Marseillais, spray prospețime pentru păr, ca așa se numește, este cu apă de cocos și floare de portocal, miroase foarte bine, este un spray hidratant. Da, se aplică pe părul umed sau uscat, miroase foarte bine, conferă strălucire, hidratează. Dacă îl aplic pe părul uscat, îmi revitalizează coafiura, mai ales dacă îmi las părul natural ondulat. Deci este un produs care îmi place, vi-l recomand, costă vreo 10 lei. Și cam asta ar fi cu produsele cumpărate. Hai să trec la produsele primite. Am fost în primul rând la Gerovital, la deschiderea magazinului Gerovital din Băneasa Shopping City, din Galeria Feria. S-a deschis un nou magazin, foarte tare, ador magazinele Gerovital pentru că găsești pe acolo cam tot ce vrei de la Gerovital și să știți că eu am card la ei, vă puteți face un card și mai sunt și oferte promoții în baza cardului. Și am primit câteva chestii și haide să vă arăt în primul și în primul rând o cremă din gama Gerovital Men. Dacă nu știați, Gerovitalul are acum o gamă special creată pentru bărbați. Și cineva s-a bucurat foarte mult când a văzut crema asta, adică Mihai. Este o cremă antirid cu acid hialuronic. I-am zis nu te atingi de ea până nu o arăt la cameră, aici, într-un hall. Zic după aceea poți să o folosești și vreau să-mi spui și cum ți se pare. Și o să revin eu cu impresii despre crema aceasta, în cazul în care vreți să-i cumpărați unui bărbat din viața voastră o cremă, de ce nu? Cam așa e foarte, foarte dichisită, îmi place că vine cu sigiliu. E cu pompiță, deci nu trebuie să bage el mâna prin cremă. E foarte, foarte ok ambalajul și na, e ok și la ingrediente, din ce văd așa la o primă
citire. Da. Deci Mihai se va bucura, s-a bucurat deja și se va bucura în continuare de această cremă. Am găsit în sacoșă și o pudră, pudră compactă, am varianta dark și am zis, a, pudra asta o să fie foarte închisă pentru mine, fiind varianta dark, îți dai seama, l-am gândit că na, e neagră, dar nu e chiar închisă, e chiar ok. Acum, da, s-ar putea să fie un pic cam închisă pentru mine, dar nu e chiar atât de, adică o pot folosi și o să o folosesc, revin cu impresii, o să o folosesc prin videoclipuri, prin Get Ready With Me, ca să o vedeți direct în acțiune. Pudră compactă asigură un machiaj impecabil și de durată, matifiază perfect datorită texturii catifelate și conține extract de iarbă roșie și pedicuță cu proprietăți hidratante. Nu știu ce sunt chestiile astea, dar s-ar putea să fie ceva super tare pentru ten. Da, și am aici un, nu știu, un sample, cred că ar fi ăsta, are 10 ml, este un filler intens anti-rit, deep wrinkle filler. Nu știam că cei de la Gero Vital au astfel de produse. Este din gama H3 Derma Plus Premium Care. Mulțumesc Gero Vital pentru invitație, pentru produse și să știți că în magazinele Gero Vital deja mă bâlbâi, ca de obicei în ultimele clipuri, nu știu ce-i cu mine, dar în magazinele Gero Vital găsiți și revista Gero Vital Magazine. Este o revistă gratuită pe care o puteți lua din magazine, să o răsfoiți, să mai aflați ce mai este nou pe la Gero Vital. Așa arată ediția de vară. Și ultimele produse primite de la BU. Am primit un deodorant și un antiperspirant. Stați să vedem despre ce este vorba, că nici eu nu știu. Un antiperspirant sub formă de spray. Este varianta sensitive cu frangipanii, deci o să miroasă super, super bine pentru că ador mirosul de frangipanii. Și un antiperspirant roll-on, varianta invisible, din aceeași gamă cu frangipanii. Ambele produse conțin aluminiu, în cazul în care vă interesează și acest aspect. Cam asta ar fi, mulțumesc BU pentru produse și ăsta a fost videoclipul. Hai că am reușit să-l duc până la capăt, nu m-am topit chiar de tot. Spuneți-mi în comentarii voi ce antiperspirante folosiți în perioada aceasta când e extrem, extrem de cald, pe unde vă mai faceți cumpărăturile, la, nu știu, la Lidl, ce vă luați bun de la Lidl, sau de la Penny, sau de la Profi, sau de la Mega Image, sau pe unde vă mai duceți voi prin magazine. Sandale, dacă v-ați luat și de unde, vreau să știu, să mai descoper magazine noi. Pentru mine a fost o provocare, dar hai că până la urmă am găsit la CCC și ați văzut că am luat tot ce se putea lua. Da, ăsta a fost videoclipul, vreau părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți voi ce v-ați mai luat acum, că vin și reducerile, ori sunt tot înceapă reducerile prin magazine, reducerile de vară. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media, cu ID-ul și King Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!